în Valea Cerbului. Da. Undeva în spate Azuga. Da. Suntem pe la 1800 de metri, cred că. În spate, încolo, trebuie să ajungem noi, opa. Stau băieții la poză. Foarte tare traseul ăsta. Pentru prima oară când ajung pe aici. Uite ce se vede în spatele meu. Nu știu dacă remarcați. Stau să-mi nimeresc. Unde ești? Coștila. Frumos. Coștiluța. Ce frumos vede Coștila. Cam într-o oră cred că ajungem sus pe vârf. Mai trag o filmare acolo când ajungem. O să ne odihnim, o să mâncăm și o să ne gândim unde coborâm, că n-am făcut planul de coborâre. Și tot pe aici ne coborăm, că n-are haz să cobor până același loc unde urcat. Revenim. Salut! Am ajuns pe vârful omului, chiar în spatele meu. Vreau aproape 5 ore de mers. Spate se vede Coștila, Munții Baiului. Și undeva, în plan, îndepărtat se vede și Leaota. Hop. De vârful Bucșoiu. Și undeva se vede și Predealul, cred că e. Se vede și Piatra Craiului, bine, o văd, eu nu știu dacă se vede pe clip. Și undeva mai în dreapta imaginii jos, să vedea Zărnești, tot așa, mai mult îl văd eu decât voi. Și încolo, spre Bran. Leaota. Și soarele. A fost o drumeție mișto. Am 4 ore până aici, pe Valea Cerbului. Vârful Bucura în spate. Și vârful Bucșoiu. Probabil asta e Valea Bucșoiului. Nu știu dacă vedeți Predealul. Undeva în spate se vede o așezare. Am prins o vreme super. Foarte fain pe aici, zice să stai ore întregi, zile întregi. Dar noi mai stăm 10 minute și mergem pe Bucura. După aia ne mai primăm pe platou puțin și vedem unde coborâm.
de sus. Da, se topesc zăpezile. Poftim? Se topesc zăpezile. Da.